Un motan în vârstă de 31 de ani este neoficial, însă cea mai bătrână pisică în viață din lume. Botezată Nutmeg, felina are o stare de sănătate bună, chiar dacă nu mai aude cu o ureche și a rămas cu doar 3 dinți. Nutmeg, în traducere în ucșoară, a fost adoptat acum 26 de ani de o familie din Marea Britanie. Liz și Ian Finlay l-au găsit în spatele curții, într-o stare deplorabilă. Părea nemâncat și foarte bolnav. După ce a fost dus la veterinar, motanul s-a pus din nou pe cele patru labe. Cu ocazia acelei prime vizite la doctor în 1990, medicul veterinar a aproximat că vârsta felinei era de 5 ani, după starea de anturii animalului. Prin urmare, etatea pisicii este doar aproximativă, dar cert este că a fost adoptat când era deja matur și că, de 26 de ani, trăiește cu această familie din Tyneside, în nord-estul Angliei. Stăpânii săi au trecut printr-o sperietură groaznică anul trecut, când Nutmeg a făcut o criză și a ajuns de urgență la spital. Medicii l-au făcut din nou bine, iar motanul și-a revenit complet între timp. La cei 31 de ani săi, Nutmeg are echivalentul la 141 de ani omenești. Cea mai bătrână pisică de casă care a trăit vreodată a fost Cream Puff. Ea a murit la vârsta de 38 de ani în 2010, conform cărții recordurilor Guinness.